Salut! E greu să crezi o persoană care nu iubește marea și plaja. E altceva că sunt oameni care adoră să facă plimbări pe malul mării când afară e frig. Mai sunt și cei care adoră tot tipul de divertisment în apă. Altcineva caută liniște și apus. În videoul de astăzi vei vedea momente captivante și jenante pe care cineva a reușit să le filmeze pe plajă. Așa că așa de cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, scrie în comentarii dacă ai fost vara asta la plajă, stoarce butonașul de like și să începem! E important să te simți confortabil în corpul tău, să uiți de complexe și să primești plăcere de la viață. Niciodată nu e târziu să înveți ceva nou. Cel mai important, să nu pierzi dorința după primele eșecuri. Micuța nu s-a așteptat că va găsi un asemenea tip de divertisment vesel. Cel mai probabil va repeta de multe ori. Câinele e atât de vesel încât nu prea îl interesează ce e cu stăpâna sa. Pescărușii sunt păsări rele și enervante. Iată încă o dovadă. Când vezi că se apropie o catastrofă, poți încerca să corectezi totul și să fii câștigător. Arta surfingului necesită abilități speciale, în timp ce bodyboarding-ul e cu mult mai ușor. Cât de mult nu ai dori să vezi îndeaproape prădătorii periculoși care înoată în jurul tău, mai bine să te ții cât mai departe de ei. Interesant, care au fost așteptările ei? Sau poate acesta era planul? Se pare că natura glumește asupra noastră. Copiii învață surfing mai repede decât maturii. Multă energie și lipsă de frică. Iată cheia succesului. Delfinii albi trăiesc în râurile bazinului Amazoniei. Sunt prietenoși și gata să sară în ajutor. Pe pământ sunt puține locuri unde poți nota cu delfinii. Unul din ele se află în Cape Town. Pe malul mării sau oceanului poți vedea multe lucruri captivante, însă lansarea unei nave speciale poate deveni unul dintre cele mai de neuitat momente în viață. Poate că și îi tremurau picioarele, însă nu a permis rechinului să-i simtă frica. În Thailanda poți vedea astfel de sculpturi neobișnuite. Nu doar copiilor le plac astfel de distracții, și adulții primesc multă adrenalină și emoții. Toți uită de relaxare dacă văd un pericol pentru viața sa. Vacanțele pe plajă se asociază cu nisip, lipsa de griji și mare, însă nici fără femeile frumoase în costume de baie nu ni le putem imagina. Majoritatea caracatițelor trăiesc printre pietre, stânci și alge, dar se întâmplă să le arunce la mal ca în acest caz în Oregon.
Peștele spadă care a fost aruncat la mal în Spania i-a uimit pe toți cu apariția sa și a trezit dorința de a-l ajuta să se întoarcă înapoi în apă. Există câteva variante a celor întâmplate. Se filmează un video funny sau cineva care lucrează în birou a obosit cu adevărat și a decis că are nevoie să schimbe atmosfera. Dacă mulți adulți încearcă cât mai puțin să contacteze cu nisipul, atunci copiii îl adoră și găsesc ce să facă cu el. Ce trebuia să mai așteptăm de la un video în care este un copil, câine și bazin? Să sperăm că totul e bine cu micuța. Se spune că oamenii îndrăgostiți nu gândesc rațional. Poate de asta a căzut. Acum, orice doritor poate zbura deasupra apei datorită jeturilor de apă care creează un reactiv. Prima dată e așa, sau poate mereu va fi așa. Deseori oamenii nu apreciază sculpturile din nisip. Poate că ele nu sunt rezistente, însă sunt adevărate opere de artă. Iată de ce din copilărie se spune cât de important e să privești sub picioare. Inventivitatea oamenilor nu are limite, în toate sferele vieții, inclusiv divertisment. În timpul vacanței mereu poți să găsești cum să te distrezi, spre exemplu să faci un salto frumos de pe stâncă. Poate că nu e cea mai bună săritură, însă câte emoții! Câteva balene au ajuns aproape de statul Washington. Din cauza activității, e greu ca animalele să fie urmărite. Însă se consideră că în ultimii ani populația lor a crescut în regiune. Meduzele roz uneori apar în portul unui oraș italian, însă atât de multe nu au fost niciodată. Aligatorii sunt prădători periculoși care într-adevăr pot ataca oamenii. De aceea, dacă îl urmărești îndeaproape, e ceva unic. Aceste pietre mici la suprafața apei sunt nimic altceva decât erupția vulcanică. În urma eliberării gazelor și solidificarea rapidă a lavei, se formează o astfel de sticlă poroasă vulcanică. Plaja e locul unde fiecare găsește distracții pe placul său, dacă ți-e plictisitor sau vrei să te joci cu prietenii. Impresiile despre Costa Rica nu vor fi complete pentru a vizita plajele și întâlni cei mai mari tâlhari locali. We'll be right back.
vizitatorii plajei din Florida au avut norocul să vadă un prădător sângeros. Spre fericire, nu s-a apropiat tare. În Hawaii sunt plaje pe care iubesc să se odihnească broaștele țestoase de mare. Ele ies la mal și se plimbă printre turiști. Desigur că dragostea e minunată, însă când îți demonstrezi emoțiile pe plajă, poți gena oamenii. Și leneșul și-a organizat o vacanță și, desigur, prezența sa a trezit mult zgomot. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pace tuturor! Vă pupă la M!